De mai bine de un secol și jumătate, Poliția de Frontieră asigură integritatea teritorială a României. Astăzi s-au împlinit 151 de ani de existența instituției, iar momentul a fost marcat și de polițiștii de frontieră giurgiuveni. Aceștia au expus în fața Muzeului Poliției de Frontieră tehnica din dotare și echipamentele folosite pentru securizarea granițelor. Din cadrul prezentării nu a lipsit autospeciala de supraveghere pe Dunăre și unul dintre câinii special antrenați pentru prinderea răufăcătorilor. Numele câinilor este Nup, are 5 ani de zile, este adus de mine de la Sibiu de la 6 luni de zile, executăm împreună paza supravegherea frontierei de stat a României în zona de competență a sectorului Giurgiu. De se desfășoară activități de patrulare pe fluviul Dunărea în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și braconajului, salvarea pe vieții pe apă, contrabanda. Folosiți zilnic? Da, 24 din 24. De câte ani este la Poliția de Frontieră Giurgiu? Din 2008. Polițiștii de frontieră s-au reunit apoi în sala de spectacole a muzeului, acolo unde șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră a transmis mesajul de felicitare al Inspectorului General al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Ioan Buda. Avem o răspundere majoră pe care ne-am angajat să o îndeplinim la nivelul cerințelor europene, fapt demonstrat de acțiunile înțelepte și rezultatele obținute pe linia prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere. Ați depus eforturi susținute pentru ca astăzi să putem arăta că Poliția de Frontieră Română este un partener credibil în lupta comună împotriva infracționalității transfrontaliere și o instituție serioasă, eficientă și profesionistă care își face permanent datoria și se ghidează după principii precum legalitate, patriotism, onoare, onestitate și prioritatea interesului public. Tot cu ocazia zilei Poliției de Frontieră au avut loc 74 de avansări în grad. Au fost avansați la termen în gradul profesional următor 2 ofițeri și 36 de agenți. Acestora li s-au alăturat 11 ofițeri și 25 de agenți, care au fost avansați înainte de îndeplinirea stadiului minim pentru merite deosebite în activitatea profesională.